Bună ziua! Mă bucur să fim astăzi împreună în cadrul acestui eveniment cultural de referință, nu numai pe plan regional, dar și național, fiindcă evenimentele culturale organizate sub egida Centrului Cultural Augustin Bena au adus din totdeauna în lumea specialiștilor, în lumea oamenilor, acel sentiment de împlinire, de bucurie, de satisfacție, că o serie de lucruri care în timpul obișnuit le trecem cu vederea sau le amânăm pentru când vom mai avea vreme, acum sunt puse în prim plan și ne fac pe noi părtași la o serie întreagă de cunoștințe, dacă vreți, poate de noutăți pe care nu le-ați auzit în alte contexte, îmbogățindu-ne spiritual și oferindu-ne nou în acest fel acel tip, dacă vreți, de hrană, hrana minții și a sufletului, care ne este întotdeauna necesară atunci când suntem cu noi înșine, indiferent în familie, în excursie sau în alte contexte. Astăzi aș vrea să vorbesc despre ceea ce cred că multă lume cunoaște și multă lume știe despre costumul popular. Vreau însă să vă dezvăluiesc o latura costumului popular pe care poate unii o știți, alții, poate din punctul meu de vedere, veți avea ocazia să o înțelegeți mai bine. E vorba de costumul popular ca mărturie, ca emblemă a identității culturale românești. Este un concept acesta de identitate culturală care, cel puțin de după 2007, când am intrat în Uniunea Europeană, este foarte important pentru că ne definește pe noi ca personalitate creatoare, ne definește pe noi ca entitate distinctă din punct de vedere cultural, poate tocmai pentru faptul că în planul vieții cotidiene am fost cumva și obligați să ne aliniem unor precepte universale care înseamnă ocupații, care înseamnă activități de timp liber, care înseamnă modalități de locuire și, de ce nu, modalități de a ne îmbrăca. Din acest punct de vedere, costumul popular românesc este o mărturie de creativitate și inconfundabilitate extraordinar de valoroasă. Cred că ați experimentat atunci când poate v-ați întors în locul natal și v-ați îmbrăcat într-un costum popular, că toate privirile sunt pe după dumneavoastră, oamenii sesizând dintr-o dată nivelul vestimentar ca un element de contrast cu banalitatea vestimentației obișnuite, sesizând de asemenea că e vorba de un original și un tip de originalitate care practic n-au mai întâlnit-o, iar pe de altă parte, odată sesizând vizual, dacă spunem cu ochiul fiziologic, aceste repere, dintr-o dată suntem invitați la reflexie. Dar oare de unde vine? Dar oare cine este cel ce-l poartă? Dar oare ce ne spune acest costum? De aceea, pentru noi etnologii, dar și cred că pentru mulți dintre dumneavoastră, costumul popular este, dacă vreți, un fel de ladă de zestre. Este un fel de taină. Este un fel de hrisov de cancelarie, așternut cu slove frumoase, măestrit lucrate de miile de femei din mediul rural, care timp de generații au șlefuit aceste piese, fie că e vorba de cămașă, fie că e vorba de cătrințe, fie că e vorba de fotă, de șorțuri, de pieptare și cojoace. Toate aceste piese, care alcătuiesc un ansamblu vestimentar special, au făcut de-a lungul timpului această carte de vizită. Eu o numesc carte de identitate, pentru că Dimitrie Cantemir, în a sa Descripție o Moldavie, deja de cea către 1700, ne avertiza că nu trebuie să ne lepădăm vorba și portul, pentru că atunci suntem nimeni în lume. Suntem de cea către prin această avertizare într-o dublă postură. Odată să păstrăm ce moștenim, în partea cealaltă să fim atenți că aceasta este o mărturie, este un hrisov al rădăcinilor și originilor noastre pe care niciodată nu le putem părăsi. Prin vestimentație, dacă vreți, înainte de a deschide gura, de a vorbi, de a folosi limbajul articulat,
costumul acesta vorbește. Costumul acesta este, dacă vreți, o carte deschisă de înțelepciune, care reunește în paginile sale, fie că e vorba de croi, fie că e vorba de compoziția decorativă, fie că este vorba de cromatică, fie că este vorba de acel univers fabulos al motivelor decorative, vorbește de noi toți la oaltă și ne pune, dacă vreți, într-o linie de succesiune a generațiilor care ne leagă pe noi de un pământ. Și din acest punct de vedere, dacă noi ne gândim măcar la două mărturii arheologice, o să vedem că ne putem duce destul de departe, ne putem duce cu 5.000 și ceva de ani în urmă la civilizația cucuteniană, unde geometrismul acela riguros al decorului vaselor ne avertizează că atenție este un element de continuitate. Spiralele le găsim pe multe piese din vestimentație, le găsim, dacă vreți, în ornamentica cămășilor, le găsim în ornamentica cojoacelor. Există în romanați celebru cojoc de mireasă, pieptarele de asemenea femei și bărbătești, decorate, spunei, cu cosoaie. Cosoaiele sunt spirale cu mai multe volute, care amintesc și de asta dată de ceramica de vădastra. Deci, dacă ne plimbăm într-un perimetru arheologic destul de vechi. Un alt tip de mărturie a vechimii și continuității costumului popular românesc este redată în Antichitatea Romană de monumentul Tropeum Traiani de la Adam Clisi, pe care vi recomand cu drag să-l vizitați când mai mergeți la mare, unde pe metopele sale veți vedea cum se prezintă costumul românesc. De fapt, o să vedeți acolo cum femeile, că e vorba de costumul femeiesc, poartă un tip de cămașă ale cărei părți componente, bucățile de pânză, sunt toate încrețite în jurul gâtului pe un singur fir de ață. Pe acest fir de ață, care îl știm și astăzi în Bucovina că se păstrează ca formă de realizare a cămășii femeiești, se numește brezărău. Acest tip de cămașă este completat cu o fotă strânsă de la talie în jos, care în felul acesta conferă și suplețe și frumusețe siluetei, iar aceeași fotă o găsim din nou în tot arealul românesc, începând cu Bucovina, Moldova, trecând în linia subcarpaților meridionali, în care și de sud, în care avem, e vorba de Argeș, de Mușcel, în care fota este acea bucată de țesătură dreptunghiulară care se înconjoară în jurul șoldurilor, fixându-se cu betele. Un alt monument foarte important pe care arheologi de renume, ca Alexandru Odobescu, de exemplu, l-au remarcat ca pildă a documentării costumului românesc, este columna lui Traian din Forumul de la Roma, în care de astă date și costumul bărbătesc este prezentat cu o serie de detalii pe care le puteți admira și la București, la Muzeul Național de Istorie, că sunt copii ale metopelor, ale benzilor decorative de pe columnă. Acolo veți vedea că bărbații poartă cămăși lungi până la genunchi, că sunt încinși cu curele, că pantalonii sunt cei strâns pe picior și în această formulă ușor încrețiți. Ei, asemenea pilde, asemenea imagini, cum spunea și arheologul Alexandru Odobescu, dăltuite în piatră, sunt, dacă vreți, un tip de mărturie care ne dă nouă sentimentul acestei continuități în materie de costum popular femeiesc și bărbătesc. Sigur că știți și bănuiesc că și în Alba sunt asemenea monumente care aduc un plus de informație. E vorba de bisericile domnești, bisericile aulice, cum se numesc ele, în care portretele ctitorilor, fie că erau țărani, fie că erau domni, fie că erau boieri, poartă ca vestimentație haina vremii.
în partea subcarpaților din Muntenia și Oltenia, dar și din Moldova, avem multe reprezentări de acest fel în care efectiv ești uimit, fie că ești la Urșani, fie că ești în Gorj, cum costumul femeiesc și bărbătesc este redat în toată splendoarea lui, cămășile cu toate decorațiile, iar la Curtea de Argeș, domnițele, fiicele lui Neagoie, sunt înveșmântate în cămăși cu altiță românească. Este, din punctul acesta de vedere, un alt tip de mărturie care, iacătă, face secolul 15-16 dovada acestor frumoase elemente care au definit un popor de-a lungul timpului. Avem apoi un nou tip de mărturie care este foarte important. Secolele 17-18 încep să vină în țările române nenumărați cărturari, nenumărați pictori, nenumărați călători străini care sunt entuziasmați de frumusețea și spectaculozitatea costumului femeiesc și bărbătesc și încep să-l redea, fie cum este Antonio Maria del Chiaro, care era secretarul lui Constantin Brâncoveanu și care vorbește în celebra sa lucrare Storia delle Revoluzioni Valahe, tipărită la 1718 la Veneția, despre această frumusețe a costumului femeiesc, care, zice, este de neîntâlnit în altă parte. De asemenea, sunt stampele. Stampele sunt acele desene, acele acuarele, care sunt realizate de autori străini și care în felul acesta aduc în plus un tip de mărturie. Avem de asemenea o serie de documente făcute în timpul Imperiului Habsburgic și în Transilvania. Acestea se păstrează, din nefericire, unele la Viena, unele la Budapesta, acel tip de atlase, dacă vreți, ale popoarelor care erau în cadrul Imperiului, înfățișate în straiele lor. Deci, iată cum acest costum trece din veac în veac, ajunge să fie imortalizat, oferindu-ne nouă, dacă vreți, ca și picioarele de pod, posibilitatea să spunem că vechimea sa este excepțional de mare. Acest tip de mărturie ne duce apoi, secolul al XIX-lea, apariția unui tip de document extrem de valoros, e vorba de fotografie. E vorba de acele, și Transilvania a fost cea din tâi în care aceste lucruri s-au dezvoltat foarte mult, și la Brașov, și la Sibiu, și la Cluj, și la Oradea, în care țăranii veneau la târgurile anuale și mergeau și la fotograf în costumul lor de sărbătoare, de mare ținută, și în felul acesta adăugăm de asemenea o serie ca Satmari, care era fotograful casei regale, a făcut și el o serie de documentări și călătorii pentru a putea surprinde pe peliculă și în desene, în cazul lui Satmari, aceste imagini ale poporului român. Ne aflăm, deci, într-un tip de istorie vie, dacă vreți, în care această piesă de vestimentație este în prim plan pentru a demonstra două lucruri care și nouă specialiștilor ne sunt foarte dragi, și anume creativitate, originalitate. Aceste lucruri se bazează pe un filon de înțelepciune. Este acel savoir-faire, cum zic francezii, un tip de competență, un tip de înțelepciune care s-a transmis de la bunică la nepoată, de la mamă la fiică, pentru a învăța cum se face. Aici noi românii avem un lucru extrem de valoros, și anume faptul că în general familia românească a însemnat în concomitență traiul la oaltă a cel puțin trei generații. Că erau socrii sau părinții, că erau bunicii și era tânăra familie cu copiii ei. Acest mod armonios de a pune generațiile împreună a făcut să se dezvolte ceea ce noi astăzi ne plângem mereu,
comunicare transgenerațională. Noi folosim concepte, dar țăranul nostru român le-a practicat fără să le numească atât de sofisticat ca noi. Această comunicare transgenerațională a făcut ca, pornind de la o joacă a tinerelor vlăstare, fie că erau băieți, fie că erau fetițe, să învețe elementele definitorii ale vieții. Băieții înțelegeau ce înseamnă aratul și semănatul, ce înseamnă, dacă vreți, viticultură, pomiticultură, iar fetele, în jocul lor, învățau să croiască și să facă haine la păpuși. Păpușile deseori erau două bețe sub formă de cruce pe care ele le îmbrăcau. Încet, încet au învățat în felul acesta ce înseamnă croiul. Unul din elementele de mare stabilitate, un element care ne unește pe noi toți românii, este croiul cămășii și al pieselor care se asociază. Croiul cămășii, așa cum pe metopele de la Adam Clisi sau pe monumentul de la columna lui Traian se demonstrează, este unul foarte ingenios, pentru că el nu presupune foarfecă. Cum spun bătrânii noștri, pânza nu se sacrifică, că e mare păcat. Ea nu trebuie atinsă de fier. Și dacă în mediile pastorale știm cu toții că fierul este proscris pur și simplu, că aduce răul, acolo trăsnetul, fulgerul, dincoace, ele nu ating cu foarfeca, indiferent că era foarfeca de tuns oile, că cineva m-a întrebat, dar n-aveau foarfecă? Ba, aveau foarfecă, dar mentalitatea era ca să judecăm croiul de așa fel, pe bucăți, într-o geometrie perfectă, ca să nu sacrificăm pânza. Și acest lucru făcea ca măsurătorile care se făceau cu palma, care se făceau în niște module, dacă vreți, metrice, cu totul diferite de ce cunoaștem noi azi cu centimetru, erau de așa fel poziționate pe lungimea, pe lățimea pânzei, care era îngustă, avea 35, avea 45, avea până la 65 de centimetri, cum se întâmplă în zonele din sudul țării, și atunci se croia. Cum se croia? Se ardea cu lumânarea la un capăt și apoi se sfâșia. De aceea, etapele de realizare ale unei cămăși decurg din acest croi ingenios, care înseamnă asamblare, dar în același timp aduc un foarte mare beneficiu, și anume, ele întotdeauna puteau să fie lucrate pe bucăți. Și anume, puteam să lucrez altița, puteam să lucrez mâneca, puteam să lucrez tania, adică piepții, puteam să lucrez gulerul, și în felul acesta nu se murdăreau. E un concept foarte important, fiindcă cămașa nouă nu se spăla. Ea trebuia de așa fel cruțată, ca atunci când o îmbraci, de regulă la Paști. Prima dată știm cu toții că ne înnoim la Paști, am rămas în mentalul nostru cu această obișnuință. Da, țăranii noștri, la fiecare Paști, pentru toată familia, se înnoiau cu câte o cămașă nouă, nu cu altceva, doar cămașa. Din acest punct de vedere, trebuia în momentul în care este lucrată să fie foarte atent, foarte meticulos și cruțată. Și femeile lucrau în diverse ipostaze. În Transilvania am văzut și eu femeile care mergeau în Valea Jiului de astădată, care mergeau pe drum și torceau, pur și simplu. Deci făceau două lucruri odată. Sau dacă păzeau animalele, sau dacă mergeau, cum e la dumneavoastră, în Alba, la Sălașe, acolo, păi acolo se torcea, acolo se îndruga lâna, acolo se și cosea de asemenea. Că tineretul mergea și el de după Sfântul Constantin și Elena, în general la Colipsuș, la Sălașe, și aveau ce face, nu numai joacă și paza animalelor. Acest croi despre care vorbim este atât de unitar pentru cămașa femeiască, este ceea ce se numește croiul carpatic. Toate bucățile se asociază, piept, spate, mâneci, în jurul gâtului și se prind fie pe un fir de ață, brezărăul din Moldova, fie pe un guleraș mai mic și mai îngust. Acest mod de asamblare, care nu lasă nicio bucățică de pânză la o parte, este și foarte economic și foarte ergonomic. Dacă croiul este atât de ingenios, atât de simplu, atât de unitar,
trebuie să vorbim și despre ceea ce acordă fiecarei zone, fiecarei regiuni, aproape fiecarei familii, diversitatea. În ce constă, de fapt, diversitatea? Diversitatea, spunem noi, unitate în diversitate. Și de această dată avem niște structuri care sunt fixe, pe care toată lumea trebuie să le respecte, dar în cadrul cărora fiecare cu imaginația, cu creativitatea, cu măestria și cu competența sa, poate să realizeze compoziții artistice, estetice, de cea mai înaltă calitate. Și din acest punct de vedere, vorbind despre costumul femeiesc, costumul femeiesc are ca centru de interes mâneca. Nu întâmplător, pentru că de astă dată ne aflăm într-un perimetru în care, dacă vreți, utilitarul se îmbină cu esteticul, dar în același timp se mai îmbină ceva. Se îmbină tot acel resort de credințe care fac din broderie nu numai un element de contemplare, ci fac din broderie, dacă vreți, o pavăză. În mentalul tradițional, broderia este, din acest punct de vedere, spunem noi, o protecție, un mijloc de apărare. Din acest punct de vedere, mâneca întotdeauna va avea în partea superioară o broderie pe care noi spunem altiță. Este acea bucată de pânză care se croiește separat, care conferă umerilor o dimensiune armonioasă, care apoi se unește cu restul de mânecă prin intermediul încrețului. Încrețul este, de fapt, o reducere a dimensiunii lărgimii mânecii la dimensiunea altiței, creând în același timp un foarte frumos câmp decorativ. Această împărțire în trei registre decorative, altiță, încreț și râuri, este iarăși un element de unitate pe care îl găsim în toată țara. În Transilvania aveți șirul peste umăr. Aveți chiar la un moment dat un mod de organizare al decorului care nu exclude umărul, pentru că mâna este faberul. Mâna trebuie protejată, mâna trebuie apărată și atunci pe ea apare broderia. În cadrul acestei broderii, care este o schemă fixă, deci, fiecare punea o serie de motive. O să vedeți că ornamentele în partea veche sunt majoritatea geometrice. Acolo găsim spiral, acolo găsim pătrat, acolo găsim cerc, acolo găsim, dacă vreți, o sumedenie întreagă de stilizări geometrice, pentru că aceste figuri geometrice în simbolismul străvechi, care vine din civilizațiile arhaice, și a noastră este o astfel de civilizație, au darul de a crea în felul acesta, aș putea spune, o cosmogonie. Pentru că cercul înseamnă perfecțiune, pentru că pătratul este echilibrul pământului, pentru că spirala înseamnă devenire, înseamnă curgere, dar acolo avem și dinții de lup, zigzagul, care nu lipsește, iar în cultura românească și dacică, lupul era unul dintre animalele cu foarte multe virtuți și în plan, dacă vreți, regn zoologic, dar și în plan mitologic. De asemenea, acolo veți găsi o serie întreagă de stilizări ale universului fiecarei femei, care fie că și-a pus vârtelnița. Avem și chiar în cercetarea mea recentă de pe Valea Hârtibaciului și Țara Oltului, în micul ciupăgel, apare acest semn cu colțurile, de fapt e un fel de zvastică. Aici se cheamă vârtelniță. În alte părți se cheamă soare veșnic mergător, pentru că se interpretează ca o mișcare solară. Găsim, de asemenea, o serie întreagă de zale. De obicei sunt esurile culcate. Acestea au și ele o semnificație, înlănțuind neamul celor de acum cu celor de demult și punând la oaltă, uneori într-un chiar foarte frumos tip de funie de torsadă, aceste succesiuni generaționale. Avem în Mușcel un lucru foarte interesant. Zona Argeș și Mușcel, o să vă povestesc, că reprezintă, dacă vreți, un fel de creuzet de artisticitate care a sensibilizat Casa Regală a României.
încă din 1885, regina Elisabeta a fost sensibilă la aceste valori, dar pe cămașa de mușcel avem un motiv care seamănă cu treptele și se numesc fuștei. Fuștei, bănuiesc că știe toată lumea, sunt de la scările cele simple din lumea țărănească, sunt treptele. Și în felul acesta apare o stilizare de un geometrism fabulos. Trebuie să spunem că și florile și-au găsit și ele rândul, că dacă avem o cămașă de mărginimea Sibiului, de zona Orăștiei, o să vedem noi acolo că avem acele șire care curg pe mână, în care apare trandafirul, în care apare mărul, în care apar o serie întreagă de elemente, dar geometrismul lor face ca să nu avem o transpunere naturalistă. Și aici intrăm într-o tehnică, dacă vreți, care este specifică poporului român, și anume broderia pe fire numărate. Aici, în acest perimetru, fără șablon, fără vreun izvod, femeile au știut să realizeze niște compoziții perfect echilibrate, numărând fir cu fir această pânză pe care ele coseau compozițiile decorative. E una din broderiile foarte grele în Europa, care nu prea se regăsește. Aveți dumneavoastră pe Valea Arieșului celebra cămașă cu ciupag, acel ciupag care este o dezvoltare care nu se mai găsește în altă parte. Ciupăgel mai mic apare și pe la Sași, mai apare și el în Europa Centrală, dar acolo măestria femeii de a-și face pieptul protejat cu rombul soarelui, care înseamnă fertilitate, care înseamnă bogăție, înseamnă sănătate, nu se mai găsește nicăieri. Și știința femeii de a coase pe muchia cutulițelor este inegalabilă. Aș putea spune că astăzi asistăm la un fenomen foarte interesant de revigorare, dacă vreți, a culturii tradiționale și a costumului și a tehnicilor tradiționale. Pentru că o serie de femei cu vari profesii moderne s-au apucat să reînvie aceste splendide piese de vestimentație și cos după modele din cărți, din muzee, cămășile românești ale femeilor. Nici pe bărbați nu-i uită, stați liniștiți, pentru că și cămașa bărbătească este o excelență pe care, mai ales în ținuta de nuntă, o aduc în prim plan, pentru că știm cu toții că la nuntă fata era aceea care ducea cămașa mirelui, la fel cum mirele făcea ploconul, făcea darul către viitoarea sa soție, fie că îi lua, cum e prin Moldova, ciuboțele și voalul, fie că era în partea de sud unde trebuia să cumpere și rochia, dar în general în această relație chiar sunt multe strigături de nuntă care vin să spună că cămașa-i după cât de mult își iubea viitorul soț și cât de harnică era nevasta. Iar ca o dovadă a acestei cămăși, din punctul meu de vedere, sunt cămășile care merg pe sud-vestul Transilvaniei. E vorba chiar de cămașa dumneavoastră, tot de Apuseni, în care pumnarii și umerii cămășii bărbătești cu acele mici umerițe sunt o realizare excepțională. Excepțională este și îmbinarea foilor de pânză, care se face cu ajutorul unei broderii unice. E vorba de cheia cu noduri. Și dacă ne ducem de la mica cheiță cu noduri din Alba, trecem în Hunedoara, unde se lățește, ajungem în Banat și în câmpia cea bogată a Banatului, unde cheia e mai lată de 3 degete și iarăși modelele geometrice sunt extrem de frecvente în aceste ornamente pe care fie că sunt dantele, cipce, cum zic ei, fie că sunt broderii, le păstrează în structura lor, pentru că broderia este o pavăză, este alături de cromatică un mod prin care omul se fălește, dar în același timp își ocrotește ființa de tot ce putea fi privire dușmănoasă, de tot ce putea fi, știu eu, ceea ce spuneau bătrânele, uitătura cea rea de ochiul.
Deci, din acest punct de vedere, broderia aduce în prim plan, în motivistica ei, pe de o parte, o sensibilitate feminină specială, o desăvârșire tehnologică inegalabilă. Dacă veți privi o cămașă de Vlașca, unde mânecile și partea de sus a altiței este cusută fir cu fir, cu mătase de vierme, pe care deja sfârșitul secolului al XVIII-lea aduce în partea de sud borangicul ca materie primă, așa cum în Transilvania, secolul tot la fel sfârșit de XVIII, început de XIX, aduce giolgiul, pânza industrială care, sau de manufactură, care era bumbacul cel des. Femeile nu s-au temut să coasă și pe acest tip de pânză și au făcut în felul acesta niște adevărate capodopere, la care au adăugat că și moda timpului a fost și ea cu batonorocul, cu micile ei accente, au adăugat mărgelele, au adăugat paietele, au adăugat, ca să spunem, o serie întreagă de mătăsuri, strălucirea, ajungând la firul metalic și firul de aur și argint pe suport textil, ajungând ceea ce mehedințul însemna bara, lameul cu care se putea coase, ca să poată în felul acesta femeile să strălucească. Pentru că momentul de apogeu al existenței, nunta, a făcea ca femeia să fie, dacă vreți, nu numai îndeplinătatea vârstei sale, ci să fie în fala neamului din care se trage. După cum era îmbrăcată femeia, așa se vedea și prestigiul neamului. De aceea costumul de nuntă, ținuta de nuntă era cu totul specială și a rămas, ca să spunem, un fel de apogeu, de culme a creației în materie de costum popular la femei și la bărbați deopotrivă. Vorbeam de mode, vorbeam de elemente care se strecoară în costum ca ecouri, ca să nu înțelegem că noi am fost închistați, închiși într-o regiune, că n-am circulat. Ba, dimpotrivă, am circulat foarte mult, uneori mă și uimesc de cât puteau circula, pentru că, iacătă, dacă ne gândim la cămașa din Vrancea cu mâneca răsucită, aceea care un imens triunghi până la 2 metri se asamblează pe una din laturi și se face broderie. Partea de sus rămâne altiță, așa cum este la datoria cămășii românești. Aici este o interferență cu costumul boieresc al secolului al XVIII-lea, cu caftanele. Cu cât mânecile erau mai lungi, cu atât boierul era de rang mai înalt. Dar noi, utilitarul s-a împletit cu esteticul, n-am lăsat să fluture mânecile, ci le-am sucit creind în felul acesta și din punct de vedere utilitar, pentru braț, un plus de confort și de căldură, de ce nu? De asemenea, la costumele bărbătești avem niște interferențe balcano-orientale care vin în ceea ce privește hainele care se purtau pe deasupra. E vorba de zăbunuri, de mantale, de o serie de piese groase care se purtau și erau împodobite cu acele găitane, cu acele șnururi din mătase care se făceau pe deasupra țesăturii într-un arabesc excepțional, fie că e vorba de Vlașca, fie că este vorba de Ilfov. Și mai aveau încă un element, bucățile de postav colorat. Și în felul acesta se creează, dacă vreți, un fel de ciudățenie, zicem noi românii, un gust al unei policromii destul de violente, care apare, culmea, în costumul bărbătesc sau apare, cum este vorba de costumul schileresc, cel pe care la 1879 Dincă Schileriu, mare reprezentant al țărănimii în Parlamentul României, îl instituie pe abaua cea albă a costumului tradițional, realizează aceste fantastice arabescuri și complexe compoziții decorative cu ajutorul șnurului din mătase. Acest tip de costum a rămas o emblemă a oltenilor și chiar aș îndrăzni să spun a românilor, pentru că mulți dintre ei poartă această emblemă identitară. Vă spuneam că avem de-a face cu embleme. Avem de-a face cu embleme nu numai zonale, avem de-a face cu embleme naționale. Și iacătă-ne, vorbeam de Casa Regală. Casa Regală, prin 1885, Regina Elisabeta
Să nu uităm, aveam o monarhie străină de neam, o monarhie care iubea însă acest popor, care i-au făcut cinstea să le fie regi și au înțeles că elementul care definește acest popor nu e nici palatul, nici arhitectura, ci este haina țărănească pe care o poartă în fiecare zi țăranul, omul, talpa țării, dacă vreți. În acest fel a ridicat costumul, nu oricare este foarte adevărat, cel din sud, extrem de fastuos, de arge și de mușcel, cu mult fir, cu multă broderie, cu multe mărgele și paete, la rangul acesta de ținută vestimentară, adoptată de regine. Este o mare cinste, balurile care se făceau, doamnele de companie îmbrăcau acest costum. Fenomenul este dezvoltat de regina Maria, succesoarea, care vine să realizeze, ea însăși iubind să se îmbrace în acest costum, chiar în diverse ocazii oficiale. Știm că constituia, dacă vreți, din costume o anumită notă particulară. Nu lua chiar costumul din casa țărănească pentru ea, a instituit la Câmpul Mușcel, la Curtea de Argeș, la Craiova, la Târgu Jiu, acele ateliere regale în care se croiau, se construiau, dacă vreți, piese de vestimentație după costumul tradițional pentru ele. Este, dacă ne gândim din punctul acesta de vedere, un mod de a da prestigiu și emblemă națională unei ținute care definește un popor. Prin haină ne-am mărturisit originea, prin regalitate ne-am ridicat rangul. Și în felul acesta am unit cele două embleme, Casa Regală cu entitatea etnică a românilor, prin piesa definitorie. Și am devenit prezenți în toate expozițiile universale, încă de pe vremea lui Carol la Paris, prin aceste elemente, o națiune vizibilă, o națiune care impresionam prin aceste elemente de arhitectură, de vestimentație, apoi de muzică, să nu uităm pe Maria Tănase. În felul acesta se cuplau prin cultura populară aceste embleme identitare care pe noi ne definesc. Să nu uităm de asemenea că în toată această atmosferă s-au creat marile colecții private și de stat care definesc, dacă vreți, în zi de azi, patrimoniul cultural românesc și al umanității, de ce nu? Este vorba de nașterea Muzeului de Arte Naționale cu Țigarasa Murcaș, este vorba de nașterea Muzeului Satului, doamnele care au colecționat piese și marea și frumoasa lor colecție de cămăși românești, vreo 100 și ceva la număr, care se află la Cluj în momentul de față. Avem din garderoba reginei și la Muzeul Național al Țăranului și la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti piese care le-au aparținut. Deci demonstrăm și ne întoarcem la ideea de mărturie și de emblemă a acestui costum care peste timp nu pierde valoarea, ci aș putea spune dimpotrivă, dobândește noi valențe. Ca o dovadă ne-am străduit în cursul acestui an să depunem la UNESCO acel dosar al cămășii românești cu altițe ca emblemă identitar cultural a românilor noștri și din Republica Moldova, în care am încercat să demonstrăm de ce acest element este atât de important în conștiința oamenilor și de ce în zi de azi avem acest redivivus, această dorință tot mai, aș spune, acutizată cumva a femeilor de a coase ele cu mâinile lor o astfel de cămașă. Prin gestul lor demonstrează că aceste lucruri așa s-au făcut, demonstrează că ele sunt foarte importante și mai demonstrează ceva, că acum în acest exod mondializat românii pot avea la un moment dat ceva prin care să spună cine sunt, înainte să apeleze la limba nației în care au ajuns și înainte, dacă vreți, de a spune ce competențe și calități au.
Este foarte interesant acest mod, dacă vreți, de a face un mesager, o emblemă dintr-o piesă de vestimentație, dintr-un ansamblu vestimentar, și a vorbi celor de azi, de cei de dinainte, de a vorbi, dacă vreți, pe firul istoriei, ducându-ne de ce suntem și noi importanți, de ce avem, ca toate națiunile de altfel, locul nostru sub soare și prin ce anume am făurit, chiar dacă nu avem acropole, avem asemenea creații care ne definesc. Ca dovadă, o serie întreagă de mari creatori de modă pe plan internațional. Yves Saint Laurent a fost primul care în 1981 a preluat asemenea elemente în creația sa și a încercat să spună tuturor, el a fost singurul care de fapt a spus că e de inspirație românească, că avem un cuvânt de spus prin actualizarea, dacă vreți, a unei informații, dar atenție, cu competență, cu, aș îndrăzni să spun, știință, pentru că mistificările, din nefericire, ne pândesc la tot pasul și dacă astăzi suntem invadați de ei, atenție, nu toate înseamnă creație românească, ci marfă de temir de unde? Din Orient, din alte părți. Vă mulțumesc pentru audiență și vă doresc să vă îmbogățiți în felul acesta casa, familia, cu asemenea piese de vestimentație care să vă încălzească sufletele la sărbători sau să vă facă să spuneți cine sunteți când plecați pe alte meridiane.